rând, consider că fiecare individ în parte are un ego. Își dorește să fie remarcat, își dorește să fie respectat, își dorește să fie ajutat să performeze, pentru că a performa fiecare la locul lui de muncă îi generează o satisfacție personală care nu de puține ori depășește satisfacția pe care o poate avea individul în măsura în care, nu știu, ai majorat salariul cu un anumit procent. Și vă salut într-o nouă săptămână în care vom aborda un subiect de interes, un subiect pe care Uniunea Europeană ne l-a adus înaintea noastră, dar care face parte din viața noastră. Responsabilitatea, sustenabilitatea și durabilitatea. Cum suntem responsabili cu resursele pe care le avem astăzi la dispoziție? Ce facem pentru ca și generațiile viitoare să se bucure de un viitor prosper, de acces la resurse și așa mai departe. Un antreprenor de succes a găsit să facă în Iași una dintre cele mai mari fabrici de ambalaje biodegradabile. Astăzi am onoarea să discut cu Tiberiu Stoian, cel care reprezintă brandul Exonia. Bine ai venit, Tiberiu! Mulțumesc mult pentru invitație! Ești extrem de ocupat și apreciez că ți-ai făcut timp pentru noi și știu că brandul Exonia este un business care a început de mic, dar care a crescut și acum a ajuns vizibil la nivel internațional cu potențial de dezvoltare foarte mare. Ce este astăzi Exonia și ce înseamnă fabrica de ambalaje biodegradabile? În primul rând, ai sesizat bine, da, într-adevăr, că a început de mic, brandul ăsta a început de la zero, practic, a început dintr-o necesitate, ca urmare a faptului că într-un alt business pe care eu îl dezvoltasem foarte devreme, adică în anii 2000, ajunsesem să dețin o rețea de 17 magazine de IT în tot atâtea județe și foloseam multe sacoșe pe care ni le-am fi dorit și personalizate. Ei bine, așa cum spuneam, a apărut ca o necesitate, în primul rând pentru că în magazinele mele aveam nevoie de astfel de sacoșe și nu reușeam să găsesc un furnizor care să mi le furnizeze, să mi le producă la un nivel de calitate satisfăcător. A fost destul de dificil până am găsit un astfel de furnizor. Ulterior, tocmai această experiență oarecum nefericită, am considerat că ar fi interesant să transform într-o oportunitate. Altfel spus, nici nu a trebuit să fac niște analize prea atente, în sensul în care dacă mie mi-a fost atât de dificil să mă aprovizionez, să-mi găsesc o soluție de furnizare a acestor sacoșe pe care mi le doream și personalizate pentru a-mi promova marca magazinelor mele de birotică și IT, e bine, am considerat că cel mai probabil și alți antreprenori, alți retaileri ar întâmpina aceleași dificultăți și atunci am găsit oportun să le ofer și altora sacoșe personalizate. Și ai făcut shift în zona aceasta și acum Exonia se ocupă exclusiv de zona de ambalaje sau mai are și alte domenii în care... Exonia a fost gândită de la început să dezvolte exclusiv soluții în domeniul ambalajelor. Inițial, rețeaua mea de magazine de IT, care există și în momentul ăsta în piață, se numește Artist Design, sunt magazine specializate. Exonia a fost creată de la zero exclusiv pentru această aplicație. Da? Deci pentru, într-o primă etapă, pentru importul și distribuția la nivel național a ambalajelor personalizate, ulterior am
considerat că ar fi oportun să le chiar producem în România din mai multe considerente. În primul rând că am fi avut posibilitatea să reducem costul de fabricație, ceea ce era important, mai ales într-o piață în formare, în care majoritatea retailerilor utilizau sacoșe nepersonalizate, evident puțin mai ieftine decât cele care necesitau și operațiuni de imprimare. Mai mult decât atât, timpii de livrare a ambalajelor fabricate local, evident că sunt mult mai reduși comparativ cu a face importuri din diverse țări din Europa. Noi importam în momentul respectiv, în special din Spania și din Italia, pardon, și din Turcia. După care am început toată povestea și ușor, ușor, activitatea noastră s-a dezvoltat. În primul rând s-a dezvoltat pe producția de mase plastice, că ăsta a fost obiectul inițial de activitate. Astea au fost categoriile de ambalaje de care ne-am ocupat. În special produceam sacoșe pentru cumpărături personalizate, așa cum spuneam, dar în același timp și diverse tipuri de ambalaje. De exemplu, bine cunoscutele pungi pentru panificație, da? Pentru că și asta a devenit o cerință, o obligație, o conformare la legislația europeană în domeniul produselor alimentare și pâinea, la un moment dat, prin 2005, dacă nu mă înșel, a trebuit ambalat în mod obligatoriu, nu mai era permisă vânzarea de pâine vrap, neambalat. E bine, și asta a fost o oportunitate. Însă, interesant din perspectiva mea este faptul că noi de la început ne-am axat pe producția de ambalaje complexe, personalizate și cât mai complex personalizate, astfel încât, pe de o parte, să punem în valoare brandul sau mărcile clienților pe cale a deveni branduri, dar în același timp am transmis prin intermediul ambalajelor noastre faptul că avem posibilitatea să ne diferențiem, adică oferim o altă soluție mai complexă comparativ cu cele majoritatea prezente în piață la momentul respectiv. Ești în continuă dezvoltare și cred că aceste lucruri țin și de viziunea ta ca antreprenor. Cum vezi tu lumea aceasta antreprenoriatului? Păi, în primul rând, suntem într-o continuă dezvoltare pentru că suntem nevoiți. Okay. Bine, în plan 2 și pentru că ne place. În schimb, în primul rând, cred suntem... că se simte această pasiune pentru afaceri și atunci automat vrei să dezvolți, automat vrei să crești. Da, nu știu dacă neapărat a fost de la început o pasiune pentru afaceri sau pentru a face ceva. Da? Pentru că, apropo, sunt două, știi bine că sunt două categorii de oameni. Majoritatea sunt spectatori sau pentru majoritatea lucrurile se întâmplă. Dar sunt și unii, mai puțin, care fac ca lucrurile alea să se întâmple. E bine, eu mi-am dorit să fac parte din a doua categorie și în același timp am avut permanent satisfacția când am reușit, pentru că e clar că succesul te motivează. Da? Și de multe ori chiar pentru mine erau reușite inclusiv niște operațiuni relativ mărunte, da? Dar care cu un buget foarte, foarte redus și cu un business la o anvergură la nivel de startup la momentul respectiv, așa cum spuneam, orice mic pas înainte mă automotiva să continui și să performez și eventual să am un succes care într-o primă etapă pentru mine să fie important. Sigur că ulterior, pe măsură ce activitățile noastre s-au dezvoltat, investițiile s-au dezvoltat, pentru că, așa cum spuneam anterior, în primul rând suntem nevoiți să evoluăm, pentru că trebuie să fim la nivelul celor mai performante astfel de companii din România într-o primă etapă, dar în același timp noi concurăm practic nu la nivel național, ci la nivel european și la nivel internațional, pentru că odată cu globalizarea, bineînțeles că cererile au crescut exponențial și ca urmare a faptului că am avut o deschidere către clienți din alte țări, dar în același timp și furnizori de pe alte meleaguri au început să ne devină concurenți care au început să oferteze în România și nu de puține ori s-a întâmplat, inclusiv în perioada recentă, când în momentul în care trebuie să oferim o soluție unui client producător tradițional din România, el să mai aibă pe masă încă două, trei alternative de la niște furnizori care sunt fie din Grecia, fie din Italia, fie din Spania. Da? Deci globalizarea asta, pe de o parte, ne-a întărit nouă concurența în România, dar în același timp a reprezentat o oportunitate extraordinară de a prezenta soluțiile noastre pe piața europeană și chiar pe piața mondială, în sensul că avem deja câțiva clienți foarte importanti
importanți în Statele Unite și intenționăm să dezvoltăm colaborarea pentru piața americană. Voi sunteți și prezenți la foarte multe târguri și evenimente internaționale și reușiți să ajungeți cu oferta voastră peste tot în lume, de aceea v-ați și extins la nivel internațional. Ce v-a făcut să ieșiți foarte puternic în față, să vă promovați și chiar să ajungeți, cred eu, în topul celor mai importante firme din lumea aceasta, ambalajelor biodegradabile? Păi, în primul rând, are legătură cu domeniul nostru de activitate. Noi suntem o companie industrială, da? Nu suntem un retailer care să aibă clienți în zona de consumer. Noi ne ocupăm de clienții noștri, sunt business to business, ăsta e domeniul nostru și categoria noastră de clienți sau achizitorii, buyerii, persoane specializate în achiziții, în general nu-și caută furnizorii, nu știu, pe Facebook sau pe niște site-uri mici de tip e-shop pe care să cumpere cantități mici. Ei, în general, își doresc să-și cunoască viitorii parteneri și, în general, o ocazie extraordinară de a ne cunoaște o reprezintă exact aceste expoziții internaționale, târguri la care noi participăm în mod tradițional, dar care, din păcate, în ultimii 2 ani nu prea s-au mai ținut din motive legate de protecția pandemie și așa mai departe. Cu toate astea, în ultima perioadă, apropo de evenimente, am participat în toamna asta la o expoziție extraordinară, e vorba de expoziția Statelor Unite, expoziția Germaniei pentru ambalaje, FACPAC se numește. Ne pregătim, apropo, să participăm acum în februarie în Statele Unite, la Los Angeles, la o expoziție de asemenea de profil, deci peste maxim o lună de zile suntem live acolo și transmitem. O să vă urmărim, să vă ținem pumnii, reprezentați România la urma urmei. Da, vom fi singurul producător român care va participa în calitate expozant în cadrul expoziției respective, dar important a fost expoziția, spuneam, din Germania, care este o expoziție cu foarte mare tradiție și la care au participat extrem de mulți reprezentanți ai unor corporații, în general din zona de retail, care au fost extraordinar de interesați de produsele pe care noi le facem. Sigur, după ce au analizat, pentru că, apropo, în cadrul unei astfel de expoziții, ai ocazia să le pui la dispoziție niște mostre pe care să le vadă, să le analizeze, să le pipăie, să le simtă, da? Comparativ cu a vedea o poză undeva în online. Da? Mai mult decât atât, acolo avem posibilitatea să schimbăm mult mai multe informații, să programăm niște întâlniri unul la unul în cadrul evenimentului și cu ocazia asta ne cunoaștem mai bine, înțelegem exact care sunt necesitățile, nevoile lor, cantitățile, tirajele de care au nevoie, pentru că, apropo, și asta este un aspect extrem de important și trebuie coroborat cu capacitatea noastră de producție, pentru că, din păcate, sunt și retailer, sunt și potențial clienți care au niște consumuri atât de mari încât noi, dacă am lucrat exclusiv pentru ei, n-am putea să le acoperim nici măcar 30% din necesar. Iată ce mare este potențialul de dezvoltare. Potențialul e imens, da. Ce v-a determinat să participați la binecunoscuta emisiune Arena Leilor și, bineînțeles, tu să fii cel care pentru prima dată ridică nivelul așteptărilor la finanțarea de 1 milion de euro, din câte mi-amintesc eu, și să ne spui un pic despre strategia de dezvoltare care ați avut-o în plan când ați ales să mergeți la acest eveniment. În primul rând, am mers oarecum neprogramat la evenimentul ăsta, pentru că nu reprezenta un obiectiv pentru noi să participăm în cadrul emisiunii. În schimb, cu totul și cu totul întâmplător, am interacționat în mediul online, apropo, cu un reprezentant al ProTV, care, în urma discuției, mi-a făcut și invitația de a participa în cadrul evenimentului respectiv. Am considerat că ar fi oportun pentru activitatea noastră să prezentăm public ce și mai ales cum facem, pentru că am implementat niște tehnologii chiar de ultimă generație, iar modul în care noi producem și calitatea pe care o obținem pe aceste echipamente extrem de performante este una care, asemănător documentalului How is Made la Discovery, ar putea eventual să prezinte interes inclusiv pentru publicul larg, cu toate că segmentul ăsta de public nu reprezintă neapărat targetul nostru, pentru că, așa cum spuneam, noi ne ocupăm strict de producție industrială în tiraje foarte mari,
sau medii și mari și avem ca și clienți exclusiv companii din zona de retail în mod special. Ei bine, participarea acolo mi s-a părut interesantă în sensul în care aveam posibilitate să cunosc cel puțin 5 dintre oamenii de afaceri importanți din România cu rezultate extraordinare. Iar o ocazie de genul ăsta de a putea interacționa direct mi s-a părut un eveniment pe care n-ar trebui să-l ratez. Deci cam asta a fost, în primul rând, motivația pentru care am participat acolo. Mai mult decât atât, mi-am imaginat, așa cum era și normal de altfel, că în afară de cei 5 potențiali investitori sau dacă nu, măcar, nu știu, parteneri de afaceri, în sensul că inclusiv domniile lor dețin activități care au nevoie de tipurile de produse pe care noi le fabricăm, în mod special de sacoșe biodegradabile din hârtie. Însă, în afară de faptul că dumnealor au avut posibilitatea să ne cunoască, au fost și foarte mulți alți oameni de afaceri sau potențiali investitori care, la momentul respectiv, erau în fața micului ecran, în fața televizorului și care au avut ocazia să ne cunoască în momentul respectiv. Bine, noi oricum aveam o anumită vizibilitate pentru că deja lucrăm de 15 ani în domeniul ambalajelor și, așa cum remarcați tu, am participat la multe evenimente de profil, expoziții, tot felul de prezentări de produse. Am fost în general în atenția mass media, inclusiv cu anumite noutăți tehnologice pe care noi le-am pus pe piață sau cu anumite inovații, pentru că avem și câteva inovații care sunt deja patentate de noi. Însă, vizibilitatea asta și posibilitatea de a interacționa cu alți oameni de afaceri și a face, până la urmă, chiar și numai networking, mi s-a părut o ocazie importantă. Ăsta a fost motivul pentru care am participat. De curând am văzut una din postările tale în care spuneai că pe vremea studenției ți s-a oferit să pleci în străinătate, dar ai rămas. Ți s-a oferit apoi posibilitatea să preiei managementul unor companii în afară, dar ai rămas. Și astăzi dezvolți cu succes business-uri aici, în Iași, în România. De ce simțul acesta patriotic și de ce Iași, de ce România, când oportunitățile te-ar fi dus oriunde peste hotare? Nu m-aș prezenta neapărat ca un patriot înflăcărat, adică nu-s vreun Avram Iancu neapărat. În schimb, mă simt în pielea mea aici, în primul rând. Pe de altă parte, nu întâmplător am ales Iașu, pentru că eu m-am născut în Craiova, familia mea provine din zona Brașovului. Am ales Iașu pentru că, în primul rând, mi-a plăcut orașul, mi-au plăcut oamenii, am fost impresionat de universitatea din Iași și ăsta e motivul pentru care ușor-ușor m-am, cu ghilimele, aclimatizat în zonă și atât de mult mi-a plăcut încât m-am și căsătorit aici și, până la urmă, s-a transformat Iașu în casa mea. Mă simt bine în casa asta și ăsta e și unul din motivele pentru care mi-am și dezvoltat afacerile aici, cu atât mai mult cu cât le-am început în perioada studenției, în care oricum nu aveam alternativa de a înființa o companie, nu știu, în Anglia sau în Statele Unite. Da? Ulterior, consider că reprezintă o oportunitate să dezvolt aici un concept care poate, nu știu, pe o anumită piață are o tradiție mai mare și poate acolo competiția ar fi mai mare și așa mai departe. Dar mai mult decât atât, mă bazez aici inclusiv pe niște colegi, pe o echipă extrem de bine pregătită profesional. Sunt niște oameni competenți de toată isprava cu care obținem niște rezultate extraordinare. Da? Sigur că pe parcurs am avut ocazii să, în primul rând în facultate, am avut oportunitatea de a mă transfera la universitate în Germania. Numai că eu deja începusem o mică activitate antreprenorială la un nivel extraordinar de mic, dar mi se părea atât de interesantă, aproape că mă fascina ceea ce aveam de făcut și faptul că interacționam cu companii încă din momentul respectiv și vedeam oportunitatea de a crește, încât unii colegi de-ai mei au considerat că am ratat ocazia de a fi student în Germania. În schimb, mie mi s-a părut că am câștigat ocazia de a face afaceri în România la momentul respectiv. Știi? Deci, practic, a fost un concurs de împrejurări și permanent a trebuit să aleg
între două decizii pe care le aveam la dispoziție și permanent a târnat un pic mai greu soluția de a continua în România. Câți angajați aveți acum în prezent în compania voastră? Compania noastră, în primul rând, e formată din mai multe entități, da, persoane juridice. În total avem 130, în medie, în jur de 125, 130, 132 de angajați, cam așa. Care sunt câteva principii după care ghidezi sau după care îți organizezi managementul resurselor umane? Mergi foarte mult pe zona de procedură, mergi pe zona de motivare. Cam care e strategia pe care tu, Tiberiu, ai implementat-o în companiile tale? O să te surprind ceea ce îți voi spune acum, în sensul că nu e o chestiune extrem de tehnică. Din punctul meu de vedere, consider că cel mai important aspect când ne referim la, hai să le spunem resurse umane, dar eu prefer să le spun oameni, știi? Pentru mine sunt un pic cam tehnic, așa, știi? Oamenii care lucrează pentru mine consider că, în primul rând, au nevoie de respect. Da? După aia putem ajunge la strategii motivaționale, la pachete salariale și așa mai departe. Dar, în primul rând, consider că fiecare individ în parte are un ego. Își dorește să fie remarcat, își dorește să fie respectat, își dorește să fie ajutat să performeze, pentru că a performa fiecare la locul lui de muncă îi generează o satisfacție personală care nu de puține ori depășește satisfacția pe care o poate avea individul în măsura în care, nu știu, ai majorat salariul cu un anumit procent. Da? Sigur că e foarte important inclusiv nivelul salarial, da? Pentru că în domeniul nostru de activitate producția industrială în general nu presupune niște marje de adaos mari. În schimb, în măsura în care atingem niște tiraje, niște cantități impresionante, profitabilitatea este una foarte, foarte atractivă pentru orice investitor. Cu atât mai mult cu cât avem un domeniu din care putem obține niște resurse suficiente, astfel încât să putem să-i motivăm și din punct de vedere salarial, probabil că ar trebui să o facem și o facem, pentru că, uite, apropo, acum, relativ recent, a fost o altă modificare legislativă și modificările astea intempestive de obicei deranjează mediul de afaceri. Da? Una din cele mai cunoscute și controversate a fost decizia guvernului de a stabili ca salariul minim per economie, per angajat, să poată fi oferit unui angajat pentru o perioadă de maxim 2 ani, dacă nu mă înșel. Da? E bine, decizia asta guvernamentală și controversată, așa cum spuneam, la nivelul mediului de afaceri, pentru noi nu a avut niciun fel de impact. De ce? Pentru că niciodată, în vreuna din companiile mele, nu am oferit cuiva salariu minim pe economie. Deci salariul nostru oricum e mai mare decât salariul minim pe economie și atunci chestiunea asta nu ne-a impactat în niciun fel. În același timp, așa cum spuneam, colegii mei, ca și mine de altfel, suntem extraordinar de entuziasmați să avem ocazia să lucrăm pe niște echipamente extrem de performante. Iar în momentul în care am instalat noua linie tehnologică pentru producția de sacoșe din hârtie, asta chiar reprezintă topul mondial al echipamentelor de profil. Deci mai complex și mai performant decât atât nu există. Ei bine, imaginați că și piloții de aeronave sunt extraordinar de încântați și practic încearcă să facă tot posibilul să fie ei cei numiți să piloteze ultimul tip de avion care a intrat în flota unei companii aeriene. Da? Cam așa se întâmplă și aici. Pentru colegii mei a fost o chestiune spectaculoasă și pentru mine, evident. Pentru că, cu atât mai mult cu cât, liniile astea tehnologice extrem de complexe nu sunt disponibile pentru a fi achiziționate la gata, ca un produs de serie. Da? Astea se produc, se fac pe comandă, în baza unui proiect extrem de complex. Și, practic, până ne-a fost făcută livrarea unei astfel de linii, noi n-am văzut-o. Deci, practic, imaginați că am cumpărat un utilaj extrem de scump, fără să-l vedem, da? Pe baza unei schițe tehnice. Da? Și pentru ei, inclusiv chestiunea asta reprezintă un argument important, să lucreze într-o companie pe care o percep ca având un viitor, ca având posibilități de dezvoltare extraordinare și care deține echipamente performante care îi fac să fie mândri că fac parte dintr-o echipă de genul ăsta.
Ce te enervează totuși cel mai mult la angajați? E greu de spus, pentru că am o echipă performantă, așa cum spuneam, și nu se întâmplă frecvent să mă enerveze. În schimb, mă nemulțumește câteodată o situație în care, de exemplu, cineva greșește. Dar nu prima dată, pentru că e normal să greșim, e normal să învățăm din greșeli. În schimb, dacă cineva ar greși a cincea oară în același fel, chestiunea aia m-ar enerva suficient de tare încât să mă implic personal și să investighez cazul și să văd exact care e motivul pentru care s-ar putea întâmpla chestiunea asta. Dar, în general, comunicăm foarte, foarte bine pe toate nivelurile ierarhice și lucrurile funcționează destul de coerent. Adică, mai degrabă ne confruntăm, uite, chiar ieri ne-am confruntat cu o problemă tehnică. Da? Chiar dacă utilajele sunt extrem, extrem de performante, ne-am confruntat cu o situație anormală în funcționare pe care nu aveam cum să o diagnosticăm. Ca norocul, de fapt, cât e noroc, cât e știință, că am ales corespunzător, un furnizor extrem de bun și cu o tradiție în producția acestor utilaje, lider mondial în domeniu, au intrat remote din Germania foarte repede pe momentul ăsta și am identificat problema asta, dar care ne-a pus destul de tare în dificultate, dar cu ajutorul am rezolvat problema. Ei bine, se întâmplă mai degrabă să ajung într-o situație în care să-mi creeze o stare de disconfort probleme de natură tehnică, nu neapărat cele legate de echipă, pentru că, așa cum spuneam, că echipa lucrez bine. Atitudinea ta față de eșec, dacă ar fi să definești ca antreprenor eșecul, cum îl vezi? Pe eșecul văd ca o situație oarecum standard, cu care te poți confrunta oricând. Numai că toți, sau majoritatea antreprenorilor, au experimentat eșecul. Numai că nu toată lumea reușește să tragă niște învățăminte, da? Să înțeleagă care au fost factorii care au dus la eșecul respectiv, cât de mare a fost eșecul, cum poți înlătura problemele care au dus la situația respectivă și mai mult decât atât, ce soluții ai pentru a evita pe viitor, da? Până la urmă, succesul reprezintă o succesiune inclusiv de situații pe care cineva ar putea să le interpreteze ca fiind un eșec. Eu mă feresc să folosesc termenul ăsta. Apropo, în compania noastră nu folosim încă un termen, și anume problemă. Noi nu avem probleme. Da? Asta ferească e Dumnezeu. Foarte bine de auzit, pentru că și în compania noastră la fel îi evităm cât se poate de mult problemă, dar le și explicăm de ce nu vrem să răsească absolut, cuvântul absolut, problemă. Absolut. Te rog, acum spune-mi strategia ta împotriva cuvântului problemă. Da, da, da. Deci, concret, am încercat să evităm dintr-un motiv foarte simplu, pentru că ăsta, cuvântul ăsta îmi crea o stare de disconfort, mai ales când apărea câte un coleg la mine în birou, sigur, cu mult timp înainte, în care îmi relata o chestiune de genul: șef, avem o problemă. Și îl vedeam și puțin schimbat așa din modul în care arăta fizionomia lui în mod obișnuit. Și evident că până să relateze care e problema, da, erau câteva secunde în care chiar îmi făceam cele mai negre scenarii, știi? După care îmi spunea că problema, nu știu, constituie faptul că porțile automate de la fabrică nu mai funcționează și că probabil ar trebui să aducem un electrician, în măsura în care colegii mei de la tehnic n-ar putea să rezolve problema asta. Și evident că mă relaxam imediat și începeam să zâmbesc, dar situația tensionată dinainte de a înțelege exact care e problema, da? Încercam să o evit. E bine, ulterior am încercat să evităm definitiv termenul ăsta. Noi avem situații cu care ne confruntăm în mod obișnuit, așa cum se întâmplă câteodată să nu ne iasă lucrurile așa cum ne dorim. Dar nu considerăm că avem un eșec, ci pur și simplu avem o altă treaptă pe care trebuie să o urcăm pentru a ne atinge obiectivul ăla de acolo de sus. Și cu atât mai mult cu cât nu ne stabilim întotdeauna obiective extrem de ușor tangibile, e normal să ne confruntăm cu tot felul de situații neprevăzute. Sigur că acum, funcție de repercursiuni, funcție de efectele negative pe care le poate avea o situație, poți să o duci în zona în care să o caracterizezi că ai un eșec. Însă,
asociez, de exemplu, situațiile astea și insuccesele parțiale cu, uite, că toți suntem în anotimpul de iarnă, da? Afară ninge, există foarte mari șanse ca mâine să fie polei, da? Și atunci ce facem? Există riscul să ne împiedicăm, să alunecăm, să cădem, da? Poate chiar să ajungem la spital cu vreun picior rupt. Ar fi o soluție oare să nu mai ieșim niciunul din case doar pentru faptul că există riscul să avem un eșec, da, de la a merge între domiciliu și serviciu? Nu. Suntem pregătiți, eventual inclusiv mental, că am putea să ne confruntăm și cu chestiunea asta. Și dacă avem un eșec și o să cădem, evaluăm imediat situația, vedem dacă e grav. Dacă e grav, sunăm la 112, dacă nu, cu ajutorul celor din jur, ne ridicăm și încercăm să mergem mai departe și eventual să nu ne grăbim atât de tare sau să găsim soluții să nu se mai întâmple. Da? Deci, cred că orice antreprenor de succes, așa cum spuneam, a ajuns la un moment dat să confrunte cu tot felul de probleme specifice, unele mai simple, altele mai complexe. Dar a găsi soluții la problemele astea și a încerca să le eviți, reprezintă parte din munca noastră de zi cu zi, că nu e o problemă. Ne apropiem de finalul interviului nostru. Suntem la finalul interviului, dar la începutul anului 2022. Un an cu provocări, cu oportunități, depinde de fiecare. Un sfat, un gând care îl ai tu pentru antreprenorii din Iași, care dezvoltă business-uri mai mici, mai mari, nu contează de nivelul la care se află. Poate nu toți au curajul să viseze, să încerce așa cum ai încercat tu, să crezi în visul tău. Ce gând ai pentru antreprenorii ieșeni? În primul rând, pentru mine și pentru echipa mea, anul 2022, și apropo, are o conotație cumva, inclusiv se repetă niște cifre, mi se pare un an deosebit și din perspectiva asta. Dar va fi un an cu totul și cu totul special, pentru că pentru noi va marca trecerea la un cu totul și cu totul alt nivel. Adică avem niște investiții de mare anvergură prevăzute în buget și, de asemenea, ne avem ca și obiectiv creșterea capacității noastre de producție cu aproximativ 300% în următorii 2 ani. Apropo de sfatul pentru alți antreprenori, să-și stabilească niște obiective, da, care nu neapărat să fie extrem de ușor tangibile. Da? S-ar putea să nu reușească să le atingă întotdeauna sau să nu reușească să le atingă într-un termen foarte, foarte scurt. Dar să nu abandoneze, mai ales dacă au ajuns la concluzia că soluția pe care vin să o ofere în piață este una viabilă, este una de care un anumit segment de consumatori are nevoie. Deci în măsura în care ai făcut un studiu și ai ajuns la concluzia că serviciul sau produsul tău este unul de care potențial clienții au nevoie și l-ar putea aprecia, iar tu ai putea să faci chestia aia mult mai bine decât alții, ar trebui în primul rând să perseverezi. Și din păcate ăsta e primul impediment, ăsta e primul eșec, până la urmă, cu care se confruntă foarte multe persoane care teoretic și-ar dori să facă ceva. Numai că nu au, acum se folosește un termen foarte, foarte frecvent, mindset, da? Sau nu sunt pregătiți emoțional pentru a se confrunta inclusiv cu situații neprevăzute, cu mini-eșecuri, care, așa cum spuneam, reprezintă o succesiune până la a avea succes. Da? Și atunci, în măsura în care ești foarte bine, ești hotărât, ești determinat să-ți atingi obiectivul, probabilitatea e mare să chiar ți se întâmple. Da? Le urez tuturor mult succes și sunt ferm convins că în măsura în care vor depune toate diligențele în direcția asta și vor colabora și cu alți oameni de afaceri, pentru că, apropo, networking-ul mi se pare o chestiune extraordinară și comunicarea între noi și anumite soluții pe care noi ni le putem oferi unii altora în anumite momente ar putea să facă diferența, așa cum spuneam, între un mini-succes care reprezintă o etapă către mini-eșec, da? Sau între un eșec de anvergură care eventual să nu-ți permită să mergi mai departe. Ai fost deschis, poate ai avut anumite ocazii sau te gândești să intri și pe zona de mentorare, de business angel, de coaching pe afaceri?
Să știi că m-am gândit la chestiunea asta, m-am gândit frecvent, cu atât mai mult cu cât părinții mei, eu provin într-o familie de profesori. Știi? Și, da, și părinții mei au făcut toată viața cu pasiune, au avut profesia asta și au avut mari satisfacții, în special din rezultatele obținute de elevii pe care i-au pregătit. Și, în general, rezultatele au fost unele importante, mă gândesc special la mama mea, care își dedica inclusiv timpul personal, nu doar cel alocat în cadrul liceului în care preda cursuri, ci și timpul personal pentru a face voluntariat cu anumiți elevi care participau la olimpiade naționale și internaționale. Ei, aveau o satisfacție fantastică când o parte din elevii ăștia aveau niște rezultate notabile. Știi? E bine, din perspectiva asta, cred că aș avea ceva de spus și sunt sigur că experiența pe care eu am acumulat-o în acești 20 de ani ar putea fi utilă altor antreprenori, în special celor care sunt la începutul carierei și care, mă gândesc acum, practic compar cu perioada în care eu eram antreprenor la început, mi-aș fi dorit să am ocazia să aud de la un antreprenor cu experiență, poate nu neapărat cum a avut succes. Da. Ce a făcut? Soluții? Nu. Până și soluțiile, bun, sunt absolut interesante și soluțiile la rezolva niște probleme, sunt niște studii de caz utile. Dar mi-aș fi dorit mai mult să înțeleg când a avut insucces, cu ce s-a confruntat sau care au fost factorii care l-au dus la eșec sau la unele din eșecurile din cariera lui. Da? Astfel încât, știi că expresia aia, prin care trebuie să fii atent la sfaturile altora ca să nu te lovești cu capul de undeva de sus. Da? E bine, mi se pare extrem de important să înveți din experiența altora, poate nu neapărat cum să ai succes, dar cum să te ferești de probleme, mi se pare extrem de important. Și în concluzie, da, cred că aș avea ceva de spus, mi-ar face și plăcere, doar că trebuie să văd exact cum mi-ar permite timpul pentru a mă implica în astfel de programe educaționale și, apropo, aș face-o ca voluntar, da? Deci nu neapărat pentru a avea un beneficiu din chestia asta. Mulțumesc foarte mult că ai venit în cadrul interviului AGO și că ți-ai dedicat din timpul tău. E o onoare să aducem aici în studioul nostru antreprenori care au povești de succes, dar care nu se lasă conduși de succes, ci vor să facă ei drumul, vor ei să arate că lucrurile se pot realiza și să aducă alături de oameni cărora să le schimbe viitorul. Ești un model de succes, îți mulțumim pentru ceea ce faci în Iași, pentru exemplul care îl dai în România și nu numai. Și abia așteptăm, poate la următoarele ediții, când vei răspunde din nou invitației noastre, să vii și să ne spui că ai realizat mai mult decât ceea ce ne-ai spus aici, că poate ai ca planuri și ca obiective de implementat. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc mult și eu pentru invitație! Iar vouă, așa cum Neura și Tiberiu, vă doresc să credeți în visurile voastre, să căutați mentori, oameni care să asculte întrebările, curiozitățile voastre și să căutați răspunsurile necesare pentru ca voi să reușiți și pentru ca voi să vă împliniți visurile. O săptămână cu reușite în absolut tot ce vă propuneți să realizați. La revedere!